registrate infracțiuni de tâlhărie sau viol urmate de moartea victimei, fapte de omor comise cu arme de foc, la comandă sau pentru reglare de cont. De asemenea, scad și infracțiunile de loviri și alte violențe cu peste 14%. În perioada de referință, ca urmare a activităților desfășurate de structurile de investigații criminale, au fost destructurate un număr de 3 grupări infracționale, dintre care una cu peste 20 de membri cercetați, respectiv gruparea de la Curtea de Argeș, unde se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și spălare de bani. În acest caz, și în urma efectuării celor 32 de percheziții domiciliare, s-au dispus măsuri asigurătorii pentru aproximativ jumătate de milion de lei și 27 autoturisme de lux. În perioada analizată, infracțiunile stradale reprezintă 2,2% din totalul infracțiunilor sesizate. Raportată la perioada 2009-2017, este al 6-lea an consecutiv când această categorie de infracțiuni înregistrează scădere. Majoritatea infracțiunilor stradale sesizate sunt înregistrate în mediul urban.